Bună, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi am început ziua exact cum am făcut acum o săptămână. Ești maker cu ochelari de soare. Uite ce am eu, Andreas. Are cu pisică. Da, îi place pisica. Miau, miau. Și mie îmi plac căței. Știm. Andreas, cu mușchi goi, la vedere. Să-ți văd mușchi. Vino cu aici. Andreas are ochelari noi. Următoarea oprire este magazinul Teddy, care, v-am mai spus eu în alte vloguri, e varianta magazinului Kik din România, dar Kik are mai multe haine, aici nu sunt haine, cel puțin nu la cele pe care le știu eu. Uite că au adus și aici câteva rafturi cu haine. Hai, intră! Că e singurul magazin care e deschis la prânz. Oh, oh, ce se întâmplă? Așa, m-a speriat, am crezut că au închis și ei. Ah, a dus din nou mașini Hot Wheels, super! Vreau să cumpărăm unul! Da! Wellbug! Cumpărăm! Unul Nu mai ai mașina asta? E cel rău! Uite ce s-o Batman-ul ăsta! Uite-te! Azuța! Îmi place unul cool! Mă uitam la produsele de crafting. Data trecută i-am luat lui Bebe un peștișor din acesta care are foaia adezivă. Ții minte peștișorul pe care l-ai făcut? Da. Și trebuia să pună paiete. Și am găsit dulciurile acestea, cred că din pastă Fimo. Sunt doar două modele, acest curcubeu și înghețata și încă un curcubeu cu o acadea. Super drăguțe, ce aș putea să fac cu ele? Au și aici picturi cu diamante, dar fundalul nu trebuie făcut. E ca o poză, ca o mușama. Trebuie doar să decorezi leul sau unicornul, dar mie îmi place să fie toată poza cu diamante. Data trecută am cumpărat câteva cutiuțe din acestea mai mari. Mami, pot să fac bubbles în baie și în parc și oriunde vreau, dar nu în casă. Nicolas a descoperit o mașină Hot Wheels. Faci bule de săpun cu cercul acesta. Se ridică și poți să faci bule. Îmi place foarte mult. Cumpărăm și acest set ca să facem un proiect cu vremea. Cu norișori, împrundați și vesel și soare. Da? Ce ai găsit? X cu unicorn, dar ăsta face ceva? Nu merge. Ia să văd, Andreas, pisica. Wow, face magie. Opa, I transform you into a catty. Nicolas e supărat că n-are un cățel. Dar eu sunt cel care face matematică, nu ei doi. O să facă și ei. Eu tot în căutare de cutii sunt pentru dulapul copiilor, deși am vorbit cu mama mea și am trei acasă, luate de la Teddy de aici, cu dinozauri și animăluțe foarte drăguțe, dar văd că nu mai aduc. Am adus așa cu Paw Patrol, dar sunt 30 pe 30 și nu cap. Vreau 28 pe 28. Și văd că au cutie în formă de aparat foto, cum o am eu, dar a mea este roz. Și mă gândesc dacă să-mi iau și turfaz sau nu. Îmi place. Acum intrăm în Mercadona să-mi iau niște semințe pentru salată. Uite ce mașină frumoasă am! Susan in chia, ceapă caramelizată pentru salată. Ketchup pentru Eric. Avem ketchup. Numele lui Eric e Ketchup Boy. Da. Bebe, ce-ai pus aici? Nu mai ai ketchup acasă? Mai ai. Și-am luat cacao, dar cu ceas.
cu lumină Batman pentru tati. Vrea tati ceas cu Batman? Da, eu vreau ciocolată. Tu vrei ciocolată. Pe lângă laptele normal pe care luăm pentru cereale, luăm și lapte de ovăz pentru smoothie-uri. Dar data trecută n-aveau și am luat o combinație. Era lapte de ovăz cu lapte de alune de pădure și de migdale, parcă nu mai știu, erau trei chestii, dar alunele de pădure îi dădeau un gust așa de ciocolată și cred că amestecat cu cacao ar fi super bun, de-aia am luat, vreau să cer. Aici e locul de joacă unde am fost data trecută, dar astăzi nu mai mergem, ne ducem până în Aldi să ne luăm ceva croasante, că mi s-a făcut foame. Croissant. Și apoi vreau să merg la mall să iau sandalele lui Nicolas, că nu am ajuns și nici nu am găsit altceva mai interesant. Suntem în Aldi, ne-am luat croasante, le-am găsit și unde e arahide natural, fără aditiv, 100% arahide. Văd că au aici apă de cocos, dar mie nu-mi place, deși e super sănătoasă. Au și suc de aloe vera. Interesant. Și am ajuns la mall ca și data trecută. Intrăm la H&M, la Primark și la Deichmann să vedem dacă găsim sandale pentru Nicolas. În H&M n-am găsit nimic, după cum ați văzut, aceea era toată selecția de încălțăminte pe care o aveau. Am ajuns și în Deichmann și tot la sandalele roșii am rămas pentru că nu găsesc altceva. Asta e toată selecția de sandale, nimic interesant. În schimb, pentru fetițe au și cu biluțe, cu ținte, stil Valentino, cu floricele, așa, așa. Astea iară sunt foarte drăguțe, o groază de model. Și pantofiori, sclipitori. Wow, ce super sunt! If you're meeting my, when I'm eating chocolate, my teeth are closed. Dinții să regi linge, nu mușca. E bun? Facem o mică pauză la McDonald's, doar pentru o înghețată. Lângă magazinul chinezesc, în care intru de obicei, care are rechizite, caiete, știți cum e la magazinul chinezesc, cutii, chestii de crafting, scaune, perne, genul acesta. Lângă este un magazin chinezesc, cred că aparține aceluiași proprietar, cu haine, care este imens și în care nu prea intru, cred că am intrat odată, dar așa foarte fugitiv. Și acum sunt aici și mi-am găsit cizme, adică am văzut niște cizme și îmi plac. Că nu-mi căutam, ca să zic mi-am găsit. Din păcate au un defect aici în față, dar îmi plăceau foarte mult. Spre surprinderea mea, îmi veneau ca mărime, pentru că eu de la chinez nu prea pot să-mi iau, pentru că mărimile lor sunt mai mici oricum, chiar dacă ar zice că e un 39, 40 și e 38. Tot timpul am avut probleme și nici n-am mai încercat. Acum mă uit la rochii și sunt foarte frumoase. Și iar spre surprinderea mea, deși scrie talia universală, sunt foarte lungi până în pământ. Nu pot să vă arăt, dar ia uitați. Foarte frumoși acești pantaloni, așa, inspirație Emilio Pucci. Super, o să probez și eu să văd cum vin. N-am mai filmat, dar am probat toate aceste rochii. Sunt super unele, de fapt toate sunt, dar nu toate îmi stau bine. Și mă uitam la bluzele acestea trăznite, care mi-e plac foarte mult. O să le vedeți acasă sau când voi fi îmbrăcate cu cele pe care le cumpăr, adică aceasta. Nu știu dacă și asta și mai e una pe care am lăsat-o la intrare în cabine. Am revenit! Ai revenit? Da, am ieșit de la magazinul cu haine și intrăm la chinezii ce. Uite cât de frumos. Am venit la secțiunea de cutii, bineînțeles, și nu găsesc cutie mare cum vreau eu, pentru că vreau să fie mată, nu vreau transparentă. Transparente sunt toate mărimile posibile, dar eu vreau mată și nu găsesc. Dar am găsit coș pliant și vreau să-mi iau pentru fructe. Câteodată avem foarte multe fructe, câteodată nu avem atât de multe și când avem multe nu am în ce să le pun și nici nu vreau castroane pentru că acele ocupă foarte mult spațiu. Și atunci am găsit varianta asta, să-mi iau un coș pliant pe care să-l strâng când nu am nevoie de el. N-am apucat să vă mai zic, dar mi-au venit pionezele pe care le-am comandat de pe AliExpress, o să vi le arăt. Între timp am găsit aici unele super drăguțe.
Aici la chineză unele super drăguțe, uitați, transparente. Eu am așa culorile acestea, galben, roșu, verde, albastru. Acelea sunt clipsuri. Dar au verde deschis, așa mentă și roz. Din acestea plate. Și, ia uitați, mai mari, transparente, puțin și mate. Super, n-am știut că au atâtea modele. Uite, au și aur. Aurii, da. Astea sunt altfel. Mi-am mai luat și o pernă pe care eu o să îmbrac, dar ea să știți că este îmbrăcată. De fapt, asta e husa și în interior este așa. Pentru că sunt altele care în interior au doar vata și pe din afară arată la fel. Gata și cumpărăturile, plimbarea. S-a făcut târziu. Soarele încă este pe cer, dar e 8:20, așa că ne îndreptăm spre casă. Fantastic, tocmai am filmat contrajur și voi nu mă vedeați, dar îmi plăcea că se vedeau palmierii. În partea asta e un loc viran, nu e așa de interesant, plus că îmi bate mie soarele în ochi. Trebuie să stau așa, jumate soare, jumate umbră. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!